Salutare, eu sunt Cosmin Tronaru, rapidist din tată în fiu. Ca background programator, background tehnic, am lucrat pe programare destul de mulți ani. Iar în ultimii 2 ani m-am îndreptat foarte mult pe partea aceasta de blockchain și crypto, NFT-uri și metaverse. Am acumulat destul de multă informație și aș vrea să împărtășesc cu voi ca de la rapidist la rapidist. În primul rând, foarte mulți s-au întrebat și se întreabă care e toată ideea cu blockchain-ul, de unde a apărut necesitatea blockchain-ului, ce este, ce reprezintă și cu ce ne ajută. Păi, hai să începem cu necesitatea. Necesitatea a venit de la faptul că foarte multă lume și-a pierdut și își pierde în continuare încrederea în entități mai mici sau mai mari care au acces la informațiile noastre. Toată informația ce se acumulează este pusă într-o bază de date unde un administrator cu parola de rigoare are acces. Blockchain-ul, prin simpla definiție blockchain, un lanț de blocuri de informație, înseamnă că odată ce a apărut o nouă informație, cea dinainte nu mai poate fi modificată, nu mai poate fi alterată, este vizibilă, oricine poate urmări tot ce se întâmplă pe acest blockchain. Mai mult de atât, dacă local tu vrei să-ți alterezi o informație, de fiecare dată când o nouă informație apare în blockchain, se reactualizează la toți utilizatorii care au un mic ledger, un mic catastif ca o copie a tuturor înregistrărilor. Sună destul de complicat, dar e cât se poate de simplu. E ca și cum tu cu 10 prieteni aveți o listă cu toate lucrurile pe care vreți să le cumpărați pentru o petrecere și de fiecare dată când se adaugă un lucru pe acea listă, se reactualizează și toate celelalte 10 liste. Astfel încât unul dintre prieteni, dacă vrea să își adauge ceva doar pentru el, nu o să poată face. Din 2009, odată cu apariția white paper-ului Bitcoin, lumea a început să afle din ce în ce mai multe lucruri despre blockchain și să-și îndrepte atenția în această direcție. Suntem binecuvântați și noi ca români să avem propriile proiecte pe blockchain, începem să ne extindem la nivel mondial și ușor, ușor începem să înțelegem diferența dintre blockchain și celelalte acronime gen crypto, DeFi și multe altele, pentru că blockchain la bază este o tehnologie revoluționară care este aici să rămână. Web3. Am început să auzim din ce în ce mai des despre termenul de Web3. Care e treaba cu Web3-ul? Asta înseamnă că există și Web1 și Web2. Web 1 se referă la începuturile internetului, momentul acela în care intram pe un site doar ca să citim o informație, informație care era statică, exact cum sunt acum site-urile de prezentare pentru diverse companii sau diverse persoane care vor să-și pună la dispoziție serviciile pe care le pot oferi. Ușor, ușor lucrurile au început să crească și a apărut Web 2 odată cu rețelele de socializare, în sensul că Web 2 se referă la faptul că poți interacționa, poți să fii tu, la rândul tău, creator de conținut. Asta înseamnă Web 2. Poți efectiv să aduci informații în mediul online, dar nu deții acele informații. Tot ce scriem pe rețelele de socializare nu este deținut de noi, este deținut de acea platformă de socializare care capitalizează informația pe care noi o aducem și astfel poate să crească foarte mult. Iar Web3 este doar o nouă iterație și se referă la faptul că pe lângă Web1 și Web2, în Web3 putem să și deținem informația pe care o aducem. În sensul că poți prin blockchain, prin tehnologie, prin NFT-uri, prin metaverse, poți să deții ceea ce ai adus, fie că e vorba de content scris, fie că e vorba de content video, fie că e vorba de arta pe care o aduci, în Web3 poți să deții informația. Insist pe aspectul ăsta pentru că e foarte important, este practic primul moment în care utilizatorul de rând al internetului poate să dețină rodul muncii pe care a adus-o în domeniul online. Iar legat de Web3, consider că în următorii ani, orice companie ce vine din Web2 o să trebuiască să se adapteze, în sensul că o parte din revenue pe care îl capitalizează o să-l împartă cu cei care ajută la creșterea acelei companii. Ca de exemplu, multe din rețelele de socializare au înțeles când vine vorba despre NFT-uri sau despre Metaverse că singura modalitate să crească solid, să crească organic, să poată scala, este ca o parte din revenue consistentă de altfel să fie direcționată către utilizatori, către creatorii de conținut de NFT-uri și așa mai departe. Evident, păstrându-se acel royalties, pentru că o să vorbim și despre NFT-uri într-un video viitor și o să vorbim despre royalties și ce poate deține. Sunt foarte multe companii, la ora actuală din top 20 companii publice listate la bursă din lume, undeva la 17 dintre ele deja dezvoltă aceste tehnologii, se pregătesc să treacă către Web3, pentru că e doar o chestiune de când, nu de dacă.
Și am ajuns la subiectul cripto, pentru că, apropo, blockchain nu e cripto. Cripto reprezintă doar o consecință a tehnologiei blockchain, pentru că blockchain este tehnologia din spate și cripto este aplicabilitatea, partea economică, dacă vreți să spuneți așa. Practic, orice entitate mare, orice tehnologie mare ce se dezvoltă, are nevoie și de o latură economică și asta este reprezentată de cripto, fie că vorbim de criptomonede, fie că vorbim de token de utilitate, de token de guvernanță și orice altceva. Cripto este o aplicabilitate. Imaginea mai puțin plăcută a tehnologiei blockchain a fost dată de fapt de aplicabilitatea ei, de cripto, pentru că mulți oameni, neînțelegând ce se întâmplă la început, au plecat după fentă, cum ne place să spunem. În orice tehnologie emergentă, în orice industrie emergentă, la început sunt entități, oameni cu interese mai puțin corecte, ca să spun așa, să fiu echidistant, cu valori și principii nu neapărat cum ar trebui să fie, care profită de naivitatea unor oameni. Și atunci au apărut foarte multe proiecte care s-au dovedit a fi scamuri și foarte multă lume și-a pierdut bani. Mai mult de atât, chiar și proiectele solide, pentru că sunt la început și pentru că au o capitalizare destul de mică, pot fi influențate în ceea ce privește prețul destul de ușor. Se poate influența prețul unei monede la nivel macro și vorbim aici de țări foarte mari, nu mai vorbim de proiecte cu anumite capitalizări de câteva milioane sau zeci de milioane de dolari. Dar, pe termen mediu-lung, proiectele care aduc valoare și care chiar creează utilitate pentru monedele lor cripto pe care le-au lansat, or să rămână în piață, iar celelalte or să dispară, la fel cum se întâmplă în fiecare tehnologie, în fiecare industrie. În primii 5 ani, 9 din 10 business-uri pică, iar din cele 1 din 10 care rămân, majoritatea sunt doar la linia de plutire. Așa că fiți vigilenți, educați-vă, este cel mai important lucru și ținem aproape. Am ajuns la NFT-uri sau NFT-uri pe română, Non-Fungible Tokens, nu o să traduc în română pentru că sună amuzant, ca să spun așa, dar ce înseamnă Non-Fungible? Înseamnă că este unic. Practic, un simplu exemplu, dacă îți dau o bancnotă de 10 lei și îmi dai înapoi tot 10 lei, nu contează faptul că e altă serie scrisă pe ea, au aceeași valoare. Însă NFT-ul în sine este unic prin definiție și asta te ajută foarte tare pentru că la bază, NFT-ul este un certificat de autenticitate ce atestă faptul că tu deții ceva în mediul fizic sau online. Imaginează-ți că o diplomă de facultate poate să fie un NFT. Deci ajută foarte tare să fie NFT pe blockchain și nu un simplu document pe care îl deținem, pentru că exact cum spuneam în videoul legat de blockchain, odată ce informație a intrat în blockchain nu mai poate fi scoasă de acolo. Și atunci automat ai garanția că o să existe pentru totdeauna în blockchain și mai mult de atât ai garanția că nu poate fi alterată. Ai garanția că o diplomă, de exemplu, emisă de o facultate este originală și nu poate fi copiată, nu poate fi falsificată, pentru că există dovada în blockchain. Asta legat de autenticitatea din spate. Acum, este corect că la fel ca și cu industria cripto și cu partea de NFT-uri au fost la început foarte, foarte multe proiecte ce s-au dovedit a fi scamuri, doar niște poze pe care oamenii le cumpărau, lucru ce a dus la o imagine nu neapărat plăcută legată de NFT-uri. Dar există o explicație și pentru acele lucruri, pentru că noi ca oameni, fiecare decizie pe care o luăm emoțional, iar apoi doar explicăm rațional decizia emoțională pe care am luat-o. Și practic oamenii care au cumpărat acele poze n-au cumpărat poza în sine, ci au cumpărat accesul la o comunitate exclusivistă. Și vă dau un exemplu, la un moment dat s-a lansat o colecție de NFT-uri cu niște maimuțe, nu o să-i dau numele, dar puteți căuta pe net, și prețul a crescut exponențial într-o zi doar pentru că în state s-a anunțat că o să fie un concert exclusivist doar cu câteva sute de persoane, susținut de Eminem, și singura modalitate să intri la acel concert este să deții un astfel de NFT. Prețul a ajuns la câțiva zeci de Ethereum, care înseamnă câteva zeci de mii de dolari, și răspunsul întrebării de ce ar plăti cineva câteva zeci de mii de dolari pentru a vedea un concert a venit pentru că sunt tineri care au cumpărat Ethereum pe vremea când costa 5 dolari, nu 2000 de dolari, iar pentru ei acele NFT a însemnat doar câțiva zeci de dolari, dar mai mult de atât posibilitatea de a participa acolo. Suntem ființe sociale, noi de asta venim cu toții pe Giulești
și ne place să avem acces la un grup exclusivist. Și dacă acum nu are sens pentru voi, așteptați să vedeți momentul în care veți putea avea acces la anumite perks lansate de Rapid doar pe baza unui NFT pe care îl dețineți. Un alt exemplu despre aplicabilitatea NFT-urilor este NFT ticketing, și anume să ai bilete care în spate să fie niște NFT-uri. Și întrebările noastre erau, ok, ce probleme, ce situații, ce provocări rezolvă un NFT ca bilet, ce n-ar putea rezolva un bilet de sine stătător? Și răspunsul e foarte simplu. În primul rând, fake-urile ce pot apărea. Pentru că e cineva care își cumpără un bilet, are QR codul și îl vinde pe 3 site-uri către 3 persoane diferite. Primul dintre cei 3 care l-a cumpărat și ajunge în locul respectiv, a scanat și a intrat. Al doilea, cel care ajunge, nu mai poate intra pentru că biletul deja a fost folosit. Iar frustrarea lui nu o să se îndrepte către persoana care i-a vândut biletul, ci o să se îndrepte către organizatorii evenimentului respectiv. Și atunci, cu un NFT, poți să rezolvi această situație, pentru că îi atașezi un cod QR și în momentul în care NFT-ul se transferă dintr-un portofel în altul, automat se generează un nou cod QR și nu mai există duplicat. Al doilea aspect foarte important, sunt foarte multe bilete la evenimente, la concerte, la meciuri importante care se vând la suprapreț de către oamenii care cu asta se ocupă. Nu e ca organizator neapărat că te deranjează foarte mult acest lucru, dar te-ar ajuta să știi la ce prețuri se vând acele bilete, pentru că atunci tu ai putea data următoare să setezi un preț corect. Și nu ai o statistică pentru că nu ai pe cine să întrebi. Însă în momentul în care biletul este un NFT, poți să vezi totul pe blockchain. Poți să vezi un average, un preț mediu către care s-a vândut și poți să-ți faci o statistică pentru data viitoare, astfel încât tu să setezi prețul deja la acel nivel și în felul acesta să scazi foarte mult posibilitatea ca cineva să facă speculă cu biletele tale. Și mai mult de atât, fiecare NFT are posibilitatea de a avea scris printr-un smart contract. Smart contract e o bucată de cod ce este pusă în blockchain și poate fi modificată. Să-ți introduci partea de royalties. Ce înseamnă royalties? Înseamnă că un procent din prețul cu care se vinde acel NFT să vină către tine ca creator. Și atunci, chiar dacă cineva face speculă cu biletele tale, la fiecare vânzare un procent vine înapoi către tine. Și asta te ajută foarte mult. Iar al treilea aspect, și care din punctul meu de fan, de colecționar, de rapidist, e cel mai important, este că poți să ai o trasabilitate în ceea ce privește persoanele care ți-au fost aproape de-a lungul timpului. E foarte simplu să spui, ok, cine a avut abonament pe Giulești în ultimii 10 ani, an de an, poate să aibă acces la un eveniment exclusivist. Și o să-ți fi plăcut să ai abonament an de an. Sau în cazul meu, anul acesta se fac 20 de ani de când vin pe Giulești. Mi-ar fi plăcut să am un istoric într-un portofel online al tuturor biletelor, abonamentelor, deplasărilor și așa mai departe. În felul ăsta îți poți ține aproape fanii adevărați și îi poți ajuta, le poți oferi discounturi, le poți oferi accesuri exclusiviste și multe altele. FC Rapid împreună cu Binance lansează o colecție de NFT-uri gratuite intitulată Rapid București la 100 de ani, ce a început de pe data de 2 mai și se va întinde până în luna iunie. Sunt 5 colecții, câte 1000 de NFT-uri gratuite, 4 dintre ele legate de ultimele 4 meciuri din play-off, iar al 5-lea o să rămână o surpriză, ce o să vedeți ulterior. Tot ce ai de făcut este să îți creezi un cont pe Binance, iar dacă deja ești utilizator să te autentifici, să completezi formularul pe care îl vei primi, iar cu o zi înainte de fiecare din cele 5 evenimente vei primi acel mystery box pe care va trebui să-l deschizi. În mystery box vei găsi un NFT cu una dintre cele 4 rarități, cum îți este norocul. Dacă ești utilizator deja existent, vei avea acces la cele 2 rarități comune, bronz și silver, care vin la pachet cu un sticker, respectiv o eșarfă din partea clubului, iar dacă ești utilizator nou, vei putea avea acces și la cele 2 rarități de top, gold sau diamant, gold venind la pachet cu o invitație la zona VIP pentru meciurile desfășurate pe Giulești sau echivalentul 100 de USDT în portofelul tău la meciurile din deplasare, iar diamantul vine la pachet cu un tricou semnat de unul din jucătorii Rapidului.